Suntem o parte a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu este domnul profesor universitar, abilitat, doctor inginer, Florinel Dinu, de la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Domnule profesor, să rămânem în mediul academic. Iată, am aici această poză pe care vă rog să o comentați. Da, aici eram într-o... formă extraordinară, da? O formă extraordinară, eram într-o discuție la un doctorat, am fost referent științific. Aici sunteți și în uniformă, da? Da, în partea stângă vedem tânărul doctorand, care după aceasta din Universitatea Tehnică Cluj. Așa acolo. Este obiceiul, da? Da. Și obiceiul lor... Domnul profesor Barbu Gheorghe. Da. Doctoratul și cu iar mine, costumația deci... ați lăsat-o, da? Da, da. Aș vrea să o acasă, da? De bine. Aici gândeați la vreun proiect de cercetare? Vă văd așa pansiv, da? Da, aici chiar aveam o discuție despre o stație de uscare. Pentru că doctorandul a propus o metodă nouă, a fost laureat la un salon din Vetică, o metodă nouă românească de uscare a gazelor. Și aici chiar discutam să plecăm de la nivel de micro la nivel de macro, pentru că dânsul a realizat în laborator. Am înțeles. Schimbăm puțin registrul și aș vrea să ne apropiem de un prieten de suflet al dumneavoastră, da. De un campion cu statuie, da. Fața stadionului Dinamo pe Ștefan cel Mare, da. Ivan Pațachi. Aș vrea să ne dați câteva explicații, pentru că ar părea ciudat, totuși. Din câte am înțeles, Ivan Pațachin se simte foarte bine, da. N-aș vrea să folosesc cuvântul gașcă, dar l-ați folosit, într-un grup, în majoritate, petroliști. Petroliști, da. Suntem un grup de prieteni foarte apropiați. Deci Ivan Pațachin, eu mai am câteva imagini, o să revenim asupra lor, da? Din Ploiești, soția dânsului Georgiana Pațaichin a fost absolventă al liceului Mihai Viteazu împreună cu... Mihai Viteazu de unde? Din Ploiești. Deci aici ar fi legătura Ploiești, totuși, da? Cu Arieta Alșec, fata domnului actorului nostru, regretatul actor Zefi Alșec, da. Cu Ortanța Săbulescu, da? Și cu Mihaela, regretata noastră prietenă, Mihaela Zanfilescu, fina Georgianei și a lui Ivan Pațaichin, s-a stins anul trecut. Deci este prima mare pierdere din acest grup unit. Noi facem revelioane de peste 30, eu de peste 30 de ani, ei fac de peste 40 de ani. Sunt de și revelioane se organizează? Se organizează. Când organizez eu, când ei. Am înțeles, sunteți un mare organizator. Iată aici o poză de grup, ca să rămânem aici este tot o poză cu Pațaichin. De grup. Eram înainte de a participa la o competiție care se ține anual la Tulcea. Este o competiție a celor grei. Noi avem o barcă XXL, se cheamă, cu care o canotcă este barca cu care participăm noi. Da, haideți să arătăm totuși câteva imagini, pentru că tot a venit momentul și sunt niște lucruri inedite. Și acesta este echipa cu care am participat. Deci acestea sunt canocile, o invenție a lui Ivan și realizate undeva pe la Târgu Mureș. S-a făcut multă publicitate. Da, da. Ca nu pare că au fost testate pe Dâmbovița. A fost testate peste tot. E adevărat, da? Vedeți că, până la urmă, a fost o mare șmecherie să ne prindă pe noi ăștia, adică oamenii mai bine făcuți, așa, de peste 100 de kilograme. Și ne-a prins și am intrat în barcă să participăm, cred că prima oară, acum vreo 4 sau 5 ani a fost. De fapt, a fost ideea lui, fără să ne spună, să testeze barca cu noi, adică, da. Hai suntem la Tulcea, da? Hai suntem la Tulcea și o poză undeva făcută chiar din hotel unde stăteam, ca să scot în evidență faptul că există acolo în spate, undeva în partea dreaptă, o tribună, în care în cele 3 sau 4 zile în care are loc această mare festivitate și așteptată cu nerăbdare an de an de un mare grup de cât mai multă lume. Să rămânem... Da. Da? Se cheamă Festivalul Bărcilor cu Vâsle. Foarte frumos. Și înainte se organizau cu locile
pescarilor și acum se organizează cu aceste canoci. Deci o combinație între canoe și lotcă, de-aia se cheamă canoe. Și uitați, acolo da. Suntem chiar echipajul de XXL, cel care în frunte l-avem pe maestru... un campion, ce un campion aici, da? Da? Simionov și în Dibas, spate Dilba. Da, din... Da, da, sunt Jurilovka, prietenii noștri da? De suflet, da. Ne vedem anual la aceste competiții și se lasă cu povești și cu vă rog frumos, haideți să fim realiști aici. Aici sunt într-o discuție cu domnul director, doctor inginer Sorin Gheorghiu. De la Rungaș, a fost, da? A fost directorul Circos. Circosul este societate, cum ar veni, despre stări servicii ale Romgazului. Acum da? Este director adjunct. Da? Este un foarte bun specialist în tot ce înseamnă operații în sondă. Bun. Am lăsat la urmă aceste imagini, pentru că aș vrea, dacă prieten. Se poate, să le evocăm da. Pe cel care a fost mezeu. Da. Da? Domnul director Zanfirescu Marin, mezeu, cum se spunea. Iată, mi-ați mai adus și alte imagini reușite. Metruță. Da, aici este o poză după un tablou, deci o caricatură făcută de maestru Popa Popas. Și mai reușită. Da. Pot să spun că în perioada 97-2001 a fost director general al sucursalei Ploiești, cea de magazinare subterană. 97, așa cum am amintit, reprezintă anul în care am început primele contracte de cercetare, tocmai pentru că în acea perioadă nu existau softuri specializate, nu se... a fost începutul nevoie, a fost anevoioase, practic, da? 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 După aceea, deci eu am început cu analiza stațiilor de comprimare, cu analiza parametrilor fizico-chimici ai gazelor supuse proces de comprimare, după aceea calculul puterii necesare stațiilor de compresoare cu piston pentru a putea stabili la nivel național necesarul de energie electrică pentru procesul de comprimare. Și atunci am avut o serie de contribuții cu Romgaz Ploiești, cu Romgaz Media și cu Târgu Mureșu, deci absolut toți directorii acestor companii, acestor societăți, de fapt, nu societăți, sunt sucursale, cu toți am avut colaborări deosebite și toți, văzând ceea ce facem la nivelul universității, ne-au căutat, ne-au sugerat diverse idei pe care noi le-am prins în contractele de cercetare. Domnul profesor, da. Pregătind această emisiune, dorind în mod insistent să le evocăm cât putem noi, mă refer și la fondul de timp, dar și la date și la informații, pe cel care a fost Marin Zanfirescu, care a trăit demn 64 de ani, 9 noiembrie 1950, Vânătorii Mici, județul Ilfov, unde s-a născut, și decedat pe 12 ianuarie 2014. Da? Da. Mi-a spus la dispoziție un material pe care am înțeles că l-ați primit de unde? De la un colaborator și bun prieten, domnul Elisea Marian. Profesor, doctor, inginer, doctor, inginer, da? Are ore și la noi la universitate. Dar îl cunosc foarte bine, da? Eu am extras și câteva... Și l-am rugat să-mi... El a scris imediat un articol foarte frumos. Și l-am rugat să-mi trimită... Un articol foarte bine și scris. Și această poză. I-am luat câteva... caricatura tot el mi-a trimis da? Astea, foarte frumos și mulțumim. Și mi s-a părut frumoasă și de asta am și scos-o la imprimat. Eu mi-am luat câteva elemente. Sper că sunt corecte. Absolvent al Facultății de Foraje Extracție din cadrul Institutului Petrol Gaz de Ploiești, promoția 1977. A dedicat din viață industriei de petrol și gaze 36 de ani. Da. 77-2000, practic 13, pentru că pe 12 ianuarie nu mai era. Da. O carieră profesională impresionantă. Da. Schela de extracție Titu, fostul trust al petrolului Bolintin. Da. Nu mai știu dacă era din deal sau din vale, da? ICPBG Câmpina, centrala gazului metan Mediaș, fost inginer, șef, mecano energetic și investiții. Romgaz era Mediaș, director tehnic mecano energetic. Da. Romgaz
era media, schela de producție gaze naturale Ploiești, director general. Să nu uităm general. Faptul că el a lucrat foarte mult la Petrostar. Deci el, după producție, a început, a fost în cadrul Petrostarului și atunci el a putut să proiecteze stații de comprimare, zona aceasta o stăpânea foarte bine. Deci, un mare, foarte bun specialist în partea de proiectare. După aceea, trecând în partea cealaltă ca director mecanic energetic și director general, dânsul a reușit practic să realizeze modernizarea stației de comprimare de la Bilciure, de la Butimanu. Deci dânsul a adus o luptă foarte, foarte... Deci contribuțiile sunt erau foarte creier. Mari. Erau în creier, mai ales încă o dată subliniez faptul că l-a trecut producție, proiectare și după aceea partea de manager. Și... Fost director tehnic în 2005 și era doctoratul în anul 2003. În 1983 și-a dat doctoratul, a avut conducător. În 2003. În 2000, eu mi-am notat aici cu conducătorul Ion Tocan. A, 83, da. În 2003 și-a dat doctoratul la domnul profesor Tocan Ion, care a avut tot partea aceasta cu care am colaborat foarte mult și la referate și pe partea de modele informatice. A publicat peste 20 de articole științifice. Și o carte foarte bună. La care, o carte excelentă cu Alexandru Regătatu Soare. Da, se cheamă Înmagazinarea subterană a gazelor naturale. Da, e o carte pe care demnă de primul raft al oricărei biblioteci tehnice. Da. Și stă și ea în picioare. Dar vreau să spun că am colaborat foarte mult de-a lungul timpului. Începând cu aceste contracte care le-am avut. A colaborat peste 10 ani și cu universitatea. Da, am avut dânsul, a avut un curs de comprimare pe care îl ținea, avea partea de proiectare a sistemului de comprimare a gazelor și a avut practic și proiect la acest curs, la master. Deci, a fost un colaborator foarte bun. Poate ar merita o emisiune pe care să o dedicăm integral. Specialist. Da. Eu am reușit să vă provoc și mi-adunăm informații. Vreau să spun că eu, fiind mai tânăr, nu-l cunoșteam și am intrat la el cu un foarte bun prieten al lui, care ținea foarte, foarte mult, regretatul profesor Grigore Virgil, care pentru mine a fost coleg, a fost mai mult decât un, cred că, fratele meu. Îmi lipsește enorm. Tuturor îmi lipsește, da? Da. Cu râsul lui inconfundabil, cu bancurile, cu glumele lui, mereu o enciclopedie vie. Îl regretam. Te reseta. Refresh de fiecare dată. Era extraordinar, a fost unul deosebit. Asta deci, prin intermediul profesorului Grigore Virgil, care am înțeles că l-a condus la proiectul de diplomă pe domnul Zanfirescu. Așa ne-am cunoscut noi și am colaborat, vă spun încă o dată, din 97, am colaborat până când... Domn profesor, aș vrea să promiteți aici, deși datoriile vechi se uită și de mea se învechesc, că vom realiza o melodie, o emisiune și o melodie, da? Și o melodie. Pentru și lui îi plăcea să cânte, da? Plăcea să cânte. E deosebit. Și era mereu vocea mare, evocându-l pe cel care a fost prietenul nostru, profesor Grigore Virgil. Da. Haideți să ne întoarcem la dumneavoastră. Vă rog. Am lăsat puțin suspendat CV-ul dumneavoastră și aș vrea să nu greșim. Din 1990, în prezent, cadru didactic la Universitatea Petrol Gaze Ploiești. Da. Asistent șef lucrări, conferențiar, 14 ani conferențiar. Din 2000, Mă rog, e o poveste, dar... Da. Nu discutăm. Profesor din 2014, doctor inginer din 1998. Cine a fost conducător în 98? Regretatul profesor Popa Constantin. Care de asemenea ne privește dintr-o stea, da? A fost directorul, de fapt, șeful catedrei de hidraulic, foraj, extracție și inginerie. Bun informatician, model, etc. Am realizat o emisiune evocându-l. Conducător de doctorat din 2000. 16. S-a făcut dreptate. După abilitate. Deci s-a făcut după, numai după ce ați fost reabilitat, cum se zice, da? S-a făcut dreptate, da? Am doctoranzi, muncesc cu ei. Domn profesor, mai aveți câteva caschete. Vicepreședinte CNATCU din 2016. Deci după abilitarea mea, Comisia Națională de atestare a titlurilor, diplomelor, certificatelor. Universitatea este practic cel mai înalt forum în care se acordă titlurile de
doctor inginer. Deci, vicepreședinte. Nu-i cazul dumneavoastră, dar unii suferă de adjunctivită toată viața. Da, nu-i cazul dumneavoastră. Dar vicepreședintele panelului la care sunt... Inginerie geologică, geofizică, mine, petrol și gaze. Președintele sindicatului cadrelor didactice. Da, ce înseamnă să fii președintele sindicatului la UBG Ploiești? Să petreci foarte mult timp. De când sunteți președintele sindicatului? Păi sunt din 2013. Foarte frumos. Am fost și înainte vicepreședinte, dar din 2013 sunt președinte sindicatului. Este o muncă benevolă, neplătită și îmi place să ajut colegii și cadre didactice care au probleme și reușesc să spun în fața conducerii universității problemele lor. Unele pot să le rezolv, pe altele nu, dar este activitate, încă o dată, pe care mă mândresc cu ea, într-un fel. Foarte frumos. Obștească. Da, obștească, chiar obștească, asta este. Obștească. Da? Am reușit acum, de 8 martie, să dăm și tichete cadou colegilor noastre. Deci facem tot felul de gesturi și activități din acestea. Perfect. Caritabile. Domnul profesor, ANRE este iarăși un cuvânt cheie la ANRE reprezintă din 2014, vă rog. Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul energiei. Înainte exista ANRE-GN și reglementare în domeniul gazelor naturale și s-a trecut la energie, adică și partea de electrică și partea de gaze naturale au fost înglobate în această agenție. Eu sunt membru în comisiile de examinare atât a verificatorilor de proiecte, cât și a experților. Chiar am fost invitat zilele acestea s-a făcut comisia aceasta periodică pentru a examina. Nu știu cum împărțiți dumneavoastră mai sunt tot la ANRE în comisia tot de verificare a instalatorilor de gaze pentru toate gradele. Perfect. Și mai avem aici o autorizație expert tehnic, da. Judiciar. Da, suntem puțini. Deci sunteți un justițiar? Justițiar, judiciar. Da? Da, este un... E o muncă de răspundere și aici, da? Acordată de Ministerul Justiției. În urma unor examene pe care le-am susținut acolo, sunt specialist în domeniul de petrol și gaze. Un domeniu mare, cu multe explozii, cu multe probleme, cu foarte, foarte multe probleme delicate. Sau o culegere de probleme, cum aveți dumneavoastră. Să mai spunem un lucru, că sunteți căsătorit. Ne-ați vorbit despre doamna Oana. Oana Liliana. Îi sărutăm mâna de aici, da? Și aici o poveste a căsătoriei, dar nu o spunem acum, că nu mai avem când. Aveți doi băieți, să vă trăiască, 28 de ani, 30 de ani. Paul și Robert. Toți petroliști. Petroliști. Da. Cum e să trăiești într-o familie de petroliști? Este foarte bine pentru că avem același limbaj și e o treabă fantastică. Tot timpul. Este foarte frumos, da? Da. Le dați sfaturi copiilor dumneavoastră? Da. Și prin telefon și orice se întâmplă ceva la sonda, nu știu care, un băiat este la Waterford, celălalt lucrează în domeniul gazelor naturale, la RomGaz și acolo tot felul de probleme. Și atunci, da, de ce nu? Pentru că am niște finii, acolo părinți sunt medici. Câți fini aveți? Patru. Un care de fi. Domnul profesor. Da. Să ne dorim să-și amintească tot timpul, mai ales că acum vine o sărbătoare sfântă, da? Obișnuim. Ca și noi să facem cadouri. Da? Eu am ce cadou am să vă fac? Am analizat numele de botez și numele de familie. Da. Caracterele din aceste nume, da? Da. Le-am dat câte o calitate, zic eu, poate sunt și defecte, cât un atribut și vă rog să-mi permiteți să le listez, oprindu-mă ori de câte ori nu spun adevărul. Da. Dinu, diligent, harnic, zelos, da. Sârguincios, diplomat, dinamic, știe să privească dincolo de aparențe, este dintr-o bucată, sau din mai multe bucăți, am zis dintr-o bucată, da? Da, după cum se vede. Perfect, discret, da. Direct, da. Sunteți discipolul unor mari maestri, corifei, ziceți-mi doi, atât. Soare Alexandru. Da? Stan Alexandru și vă mai spun că nu pot să-i separ. Vă rog, da, știu. Grigore Virgil, care perfect. Este sufletul meu. Popa Constantin. Mulțumesc. Deci, păstrează o distanță amabilă cu colaboratorii. Corect.
este distins. Are și direcție și orizont. Și... Ok? Direcție și azimut. Și azimut. Și azimut. Discernământ. Da. Uneori disciplinat. Da? Da. I, incisiv, pătrunzător tăiesc, da. Inconfundabil, intransigent, incoruptibil, da. Expert tehnic. Acum nu, exact, nu poate. Uneori indecis, independent, ca farfuridii, da. Uneori indiferent, ce ne pasă nouă, ce ne pasă zece, sunt momente în care, într-adevăr... Inteligent, induce încredere, influent, ingenios, inginer, da. Inimos, inimos burdalnică, da? Inimos, insistent, inspirat, instruit, IPG internațional intuitiv. Nu, de la din, nu atât iau. Da. Nu fumează. Corect. Știe să nu știe să refuze. Da. Nu face compromisuri. Este o nucă tare. Domnul profesor, câteva întrebări scurte și terminăm. Mă penalizează din regie. Dintre cuvintele ieri, azi, mâine, ce alegeți? Mâine, pentru că mă cam sperie. Perfect. Ce, ce detestați la oameni? Minciuna și caracterul. Ce apreciați la oameni? Caracterul omului. Asta este, mă aprecie cel mai. Tabletă sau laptop? Tablete, laptop, smart-uri, telefoane, ceasuri electronice. Munte sau mare? Munte în fiecare weekend și mare. Ultima mare întrebare plăcere. Și văd că aveți dumneavoastră o surpriză. Da. Ce vă doriți acum, în acest moment? Multă sănătate îmi doresc și mie și familie. Restul și nu contează, da? Sigur, aveți o surpriză plăcută, vă las în emisiune, nu mult, vă rog frumos, în versuri am înțeles, da? În versuri. Vă rog, domnule. La întâlnire, pentru că tot ați amintit de prietenul meu, Ivan Pațaichin, și prietenul acestui grup de, noi zicem, gașcă de Ploiești, așa cu ghilimele, în momentele elegante în care ne întâlnim, de exemplu, imaginea acelea care le-ați arătat un pic mai devreme, da. Erau făcute la aniversarea lui la Teatrul Național. Vă rog, vă rog, am înțeles, da? Să le mai găsesc. Care este surpriza, domnule? Noi, cu Pațaichin, vă rog, să facem finalul acestei emisiuni. Câte o diplomă, câte ceva. Arătați câte camere aici, da? Și scriem câte ceva. Deci, uitați aici cum avem diploma de excelență de formă. De această formă diploma de excelență a prieteniei. Asta foarte, foarte frumos, important. Da? Și care semnează întreaga gașcă, grupul nostru. Am înțeles, de prieteni. Da? Iar aici și la 65 de ani, da? când el are acum un picuț mai mult, 67, da? I-am dat aceste gânduri. Da? Care gândurile sunt în formă de cadre? Ultimele două strofe sau ultimele trei strofe, vă rog. Sau ce doriți dumneavoastră? Haideți să zic. Să fii simplu campion nu e lucru chiar ușor. Să locuiești la București, ori tâncăbești dacă poftești. Nu e departe chiar deloc când ai o gașcă la mijloc. Ai tot ce vrei în ea să fie, cu medici, doctori, profesori, pompieri, contabili, procesori și chiar gaziști și petroliști, ce au devenit afaceriști, o parte dintre ei. E o gașcă pastelată mare, cu prieteni mulți peste hotare, pe care îi vrem de sărbători, la chefuri și aniversări. Dar timpul ne lucrează feste, trecând ca file din poveste și transformându-ne ușor la păr, la corp, că-i văzător. Nu mai doresc decât să spun, să mai rămân pe același drum, bătut cu toții ani de ani, Ivană dragă, la mulți ani. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că am rămas cu toți la fel și să trăim încă câteva, dar cum o vrea Măria sa, cel ce ne-a binecuvântat gașca. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să arăt profesor. În final o parte din cărțile noastre, bazele simulării numerice în extracția petrolului, Florin Aldinu. Bazele simulării numerice în extracția petrolului, Florin Aldinu. Extracția și tratarea gazelor naturale, Florin Aldinu. Extracția și tratarea gazelor naturale, Florin Didu. Și o carte cu care am colaborat cu colegii de la Utilaj. Am lăsat-o la urmă ca fiind importantă, Ioan Tudor, coordonator, protecția anticorozivă și reabilitarea conductelor și rezervoarelor. Domnule profesor, a fost o încântare, o plăcere să vă fi avut invitat. Dacă mai veniți și a doua oară, este tradiție. Mare plăcere. V-ați obișnuit cu noi, da? Da. Da? A fost o dulce povară, da? O dulce povară așa este. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc,
Vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru fidelitate și vă dă întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune a fost sponsorizată de RomGaz.